După zeci de ani de minciuni și promisiuni neonorate ale tuturor liderilor politici care s-au perindat la conducerea județului, Aladin Georgescu, actualul președinte al Consiliului Județean Mehedinți, împreună cu primarul comunei Grozești, Gheorghe Coman, și-au onorat angajamentul luat, iar zilele acestea a început să se simtă miros proaspăt de asfalt și pe drumul ce leagă comuna Grozești de orașul Strehaia. Prin implicarea președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și a primarului din comuna Grozești, Gheorghe Coman, oamenii care locuiesc aici vor avea parte de cele mai bune condiții pentru a circula spre casele lor. În dreptul proprietăților pe care aceștia le dețin s-au făcut podețe și rigole, iar drumul județean DJ607 se asfaltează zi și noapte, motoarele vehiculelor fiind turate la maxim. Sunt 4 sate de-a lungul acestui drum județean, cu o populație destul de numeroasă și era destul de incomod să circule pe un drum care nu era asfaltat, care avea gropi, care tot timpul făcea să se ridice praful și lumea era foarte nemulțumită. Toți președinții de Consiliul Județean au promis locuitorilor comunei Grozești că vor asfalta un kilometru, că vor asfalta 2 kilometri, că vor pune asfalt până la urmă pe acest drum județean. Încă din 2015 le-am promis locuitorilor comunei Grozești că voi avea grijă ca în cel mai scurt timp să demarăm procedurile pentru obținerea de finanțare în vederea asfaltării acestui drum. E adevărat că a fost un drum lung și destul de anevoios, în sensul că am pus cererea de finanțare în 2016, în mai 2017 am semnat contractul de finanțare și de-abia în august 2019 s-a semnat contractul pentru execuția acestei lucrări. Suntem la 11 luni de când au demarat lucrările, timp în care s-a lucrat la infrastructura drumului, s-au făcut rigolele, s-au făcut podețele din dreptul proprietăților și iată că de ieri a început să se toarne și asfalt. Este o bucurie de nedescris pentru locuitorii aceste comune, în special pentru locuitorii primului sat asfaltat, cei din satul Păsărani, și sunt convins că toți vor fi foarte fericiți peste aproximativ 3 săptămâni când se vor asfalta cei 16 km care traversează intravilanul celor 4 sate, restul de 10 km asigurând accesul către orașul Strehaia. Oamenii de aici așteptau cu nerăbdare realizarea acestui proiect, deși își pierduseră speranța. Actuala conducere administrativă a județului a dovedit faptul că este posibil să realizezi lucruri importante pentru comunitatea pe care o conduci. Atunci când îți pasă cu adevărat de soarta cetățenilor pe care îi reprezinți și care ți-au acordat încrederea. Se pare foarte bine că asfaltul ăsta pe aici, așa că de atâta timp vă dați cu seama că am așteptat și noi, că se circula foarte greu, foarte... Mult praf? Mult praf, da, intră tot în curte. Bine, suntem foarte mulțumiți că aveam un praf de numai. Acum sperăm că și noi o să fie mai bine, să mergem mai bine dacă e asfalt. Orice caz, suntem mulțumiți. Primarul localității Grozești este încântat de această investiție și de implicarea conducerii județene, asfaltarea acestui drum fiind o dorință mai veche a comunității pe care o conduce, neluată însă în serios de nimeni până acum. A devenit realitate. Credeam că termin și cel de-al 7-lea mandat și nu apuc ziua aceasta să văd într-adevăr comuna modernizată. Mulțumim din suflet, din inima domnului președinte Aladin Georgescu. Mulțumim întregii echipe care a participat la întocmirea proiectului. Le mulțumesc în același timp și oamenilor comunei Grozești, cetățenilor acestei comune, că au avut încredere de la mandat la mandat, ne-au susținut și nu și-au pierdut speranța. Bucur foarte mult că, în sfârșit, datorită inițiativei președintelui Aladin Georgescu, care a avut ideea puțin surprinzătoare chiar și pentru mine de a lega cu megaproiectul drumului strategic, să lege și această porțiune de drum, cred că nici astăzi n-am fi avut asfalt pe această porțiune de drum. S-a născut foarte greu asfaltul, au fost 3 sau 4 tentative mari, proiecte mari depuse, care nu s-au putut finaliza din diverse cauze. Chiar au avut ghinion cetățenii din această zonă a județului, din comuna Grozești, datorită perseverenței primarului și a inspirației excepționale a domnului președinte Aladin Georgescu. Iată că, în sfârșit, să
e în curs de finalizare și acest tronson. Asfaltul va mai dura o vreme până va ajunge la Strehaia, pentru că sunt totuși 25 de kilometri, dar un lucru bun că se lucrează din plin și se lucrează de foarte bună calitate. Bucuria oamenilor este una de nedescris. După 30 de ani de zile de rugăminți și insistențe, visul lor a devenit realitate, iar gropile și praful vor rămâne doar niște simple vise urâte. Lacrimile și bucuria din ochii oamenilor sunt mai expresive decât 1000 de cuvinte, această investiție fiind atât de așteptată și de dorită de întreaga comunitate. Eu aici am copilărit, nu puteam să stăm la poartă, cum se stă în alte părți, praful, după cum zise mama, nu puteam să deschidem geamul, că era praf, când ploua foarte mult nămol, foarte urât. Acum, deși noi înainte ne feream să venim cu mașina, că ni se mai ducea unele piese la ea, acum venim de drag. Deci când am venit acum prima dată, e super cum este acum. Acest drum este rezultatul unui proiect de finanțare europeană, unul din cele mai importante proiecte din România, suma totală ridicându-se la peste 48 de milioane de euro. Acest drum este rezultatul unui proiect de finanțare europeană pe POR, care la momentul semnării acestei finanțări a fost cel mai mare proiect din România, sumă de peste 48 de milioane de euro, pe axa 6 de pus și am fost premiați pentru acest fapt și pot spune că este un rezultat al guvernului PSD ALDE, chiar în momentul în care eram secretar de stat al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, semnat, țin minte și acum, pe data de 29 mai 2017, împreună cu doamna Sevil și ALDE și domnul președinte Aladin Georgescu.